Ține mai cu seamă de partea legală, dar și cea morală a acestor achiziții publice în criză financiară și pandemică din Republica Moldova. Cât de corect este, și moral, dar și legal, să cumperi mașini de un milion, de jumătate de milion de lei în această perioadă de timp. Am văzut argumentul unui președinte de reun care zice: Mașinile vechi sunt uzate, au deja 2 ani de zile, nu putem să mergem cu mașini de 2 ani de zile achiziționate. Răspunsul tranșant pe care oricare cetățean care înțelege greutățile prin care trece, trec cetățenii, trece statul în această perioadă este că n-ar trebui să fie cumpărate obiecte de lux. Asta este o chestiune de bun simț. Dar, pe de altă parte, multe autorități care se consideră oarecum conferite de scrutinare, de, de transparența publică, de presiunea publică, găsesc breșe în legislația existentă. Și datorită faptului că multe autorități publice, locale, de exemplu, sau ra raionale, se bucură de o anumită impunitate, au consilii care îi favorizează politic, pot să facă ce consideră de cuvințe. În aceste condiții, sigur că, unul ar trebui să existe limitări la folosirea banilor publici în, pentru obiecte de lux, doi, ar trebui să existe responsabilizări la nivelul persoanelor cu demnitate publică și. Responsabilizări, trei. în ce mod să-i responsabilizezi? Iată, de exemplu, noi am găsit o soluție în anul 2020 împreună cu Curtea de Conturi și am spus în felul următor că odată ce managerii unor întreprinderi de stat sau persoane cu demnitate publică folosesc în mod fraudulos banii publici, ei ar trebui să comporte și să suporte anumite sancționări pe linie de promovare în carieră. Sau pe în, în funcție de, eu știu, de rezultatele dramatice pe care le suferă anumite întreprinderi de stat, ar trebui într-un fel să dispară din sistemul public în care, de exemplu, ar putea să aștepte să fie promovați în, în carieră. E, e o chestie de proces. Dar răspundând la întrebarea dumneavoastră concrete, pentru că vă referiți la niște automobile de lux cumpărate în ultima vreme, este și responsabilitatea consilierilor care au sprijinit decizia de cumpărare a acestor automobile și s-au ghidat de interesul eu știu, de grup și nu de interesul colectiv pe care ar trebui să-l definească foarte bine. În cazul Ministerului de Externe, aceste achiziții făcute de ambasade, cinci ambasade care au făcut procurări, cine poartă vina că s-a permis? Am observat, așa cu nuanță, răspunsul care a venit din partea Ministerului și a spus că aceste achiziții erau planificate din timp, înainte de începutul pandemiei. Doar că, după cum bine știți, odată ce Ministerul Finanțelor a trimis instrucțiuni concrete de oprire, de stopare, de, eu știu, de amânare a unor decizii pe investiții capitale, același lucru ar fi trebuit să ia în considerare și Ministerul Afacelor Externe. Deci nici uh, nimeni nu este deasupra legii în pandemie primează materiale sanitare, banii pentru vaccinuri, bugetele pentru spitale. Asta este în primul rând. Da, și din păcate toate aceste achiziții s-au făcut fie din donații, fie pentru că s-au oferit resurse financiare tot din exterior în mare parte sau din cei ce au donat oamenii pe un cont special trezorerial, mai puțin din bugetul de stat. Dacă vă amintiți, la un moment dat guvernul s-a laudat cu faptul că a economisit bani pentru, Achizițiile în sănătate, pentru că iată au venit multe donații. A fost prezentat ca o realizare faptul că s-a economisit bani pentru asta. Domnul Merjan, noi am văzut anul trecut când a ieșit premierul Chicu și a zis nu se poate să faceți achiziții inutile sau de lux, deci încercați să le limitați la maxim. Cei cu care am discutat noi vizați în investigația noastră ne-au zis păi, dar asta era strict necesar. Noi avem nevoie de o mașină. Și dacă am tot am cumpărat, am cumpărat o mașină bună deja, pe, ca să, pe viitor să putem beneficia de o mașină bună. Ei, asta un fel de a jongla printre prevederile legale sau a fost prea general acest, aceste restricții stabilite de către guvern? Ce sunt mai multe aspecte, eu aș aborda în primul rând rolul autorităților că în primul rând, funcția lor și responsabilitatea lor este de a acorda servicii publice. Și achizițiile care se fac, în mare parte, trebuie să fie legate anume de procesul de acordare a serviciilor publice. Și dacă noi găsim legătură directă între acele automobile de lux care au fost achiziționate de acele autorități și serviciile publice care urmau să fie acordate în plină pandemie și. Uh, justificările acelor autorități sunt uh, destul de suficiente pentru a demonstra cetățenilor că banii lor au fost uh, utilizați în mod eficient și uh, nu în detrimentul unor achiziții în domeniul social, sănătate, educație, uh, atunci am putea spune că este sunt ok, dar uh, uh, din punct de vedere, din în situația în care noi vedem. Că nu au fost mijloace suficiente pentru acele sectoare și se fac acele achiziții de lux, se pune o mare întrebare. Cât de responsabile acele autorități au fost în efectuarea acelor achiziții? Păi, Uitați-vă că ei spun că noi asta am făcut în interesul cetățenilor. Toată lumea zice același lucru. Noi nu, aproape că nu avem ce le reproșa celor de la Probațiune, care au cumpărat de 3 milioane mașini. Pentru că, într-adevăr, au fost cumpărate automobile care. Pentru raioane, pentru că a intervenit de urgență în cazurile violenților în familie sau alte. Deci, cazuri în care, într-adevăr, vin în, a, în a, a oferi servicii concrete cetățenilor. Dar când un președinte de Raion spune că și-a cumpărat o școdă superb sau o Toyota hibrid, nu știu de care, pentru că el vrea să, să lucreze în serviciul cetățenilor, el este sincer când spune aceste lucruri? Uh, cred că. Uh... Aceste achiziții reprezintă mai mult un lux uh, și un moft uh, personal uh, decât o necesitate strângentă. Uh, legislația privede că uh, achizițiile publice trebuie, uh, pe lângă acele principii de bază uh, care să stau în temelie procesul de achiziții publice, precum transparență, eficiență, uh, achizițiile trebuie să fie legate și de Careva strategii politice de dezvoltare la nivel național, local, strategii de dezvoltare a instituțiilor. și dacă Asta trebuie să aduci ca argument atunci când cumperi o mașină? Ca asta prevede o strategie. Oricum, nu știu, dacă la noi localitățile oricum, o strategie? A, a, achizițiile, a, conform cadrului legal, trebuie să fie efectuate în baza unui plan de achiziții. Planul de achiziție el se întocmește înainte de aprobarea bugetului instituției. Deci, toate achizițiile, ele, în modul oarecare se reflectă în bugetul instituției, care fie este aprobat de consiliu, fie este aprobat de Parlament și prin legea bugetară anuală în care se încadrează bugetele da. autorităților administrați publice centrale. Și după aprobarea, acel plan de achiziții dacă a fost careva rectificări, el se ajustează și urmează să fie publicat uh, pentru a asigura transparența. Să se publică pe pagina web autorității și cetățenii pot să vedea ce achiziții, adică ar trebui să vadă ce achiziții planifică o entitate. Foarte rar, de obicei, văd cel mai bun caz, planul de achiziții pe un an înainte sau un anunț de achiziții dacă sunt foarte norocoși, dar rezultatul mai rar.